curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic la Europa FM. 800 de euro în această dimineață pentru Alexandru din Zalău. Bună dimineața, Alex! Salut, Alex! Salut. La mulți ani! Alex împlinește astăzi 26 de ani, dacă am înțeles eu bine. Da, Alex? Ce frumos! 2 plus 6, 8, deci ce perfect, tare. 800 de euro. Asta este, gata, avem și numerologie la... Ai înțeles? Concurs. Da. Mamă, ce aniversare! Ce zi-ți faci dacă ai toți banii? Ești al doilea caz din istoria concursului. Am mai avut o dată un concurent a cărui zi de naștere s-a nimerit fix în ziua în care a fost extras. Și ce a făcut? A pierdut 4.000 de euro, a fost. Nu mai râdem așa. A pierdut. Eu pot să pierd numai 800, nu-i problemă, sunt mai liniștit. A știut să răspundă la primele și a greșit la ultima, la 800 de euro. Acel aniversat, nu e cazul tău, Alexandru? Păi, sperăm. Ce acum faci tu altfel? Unde sărbătorești? Acasă? Ți-ai luat liber azi? Tocmai ce am ajuns la muncă. E bine. Și? Entuziasm total. Super, mai ales luni dimineață, vă dați. Dar n-ai colegi, nu e nimeni cu tine acolo? Ba da, numai că eu acum am ajuns în parcare și încă n-am apucat să intru înăuntru și... Bine. Câte ți ia să ajungi și să-i organizezi un pic? 2 minute. Două minute încolo, chiar ușor. N-aveam, dar du-te încolo, că poate se prinde despre ce este vorba și te ajută. Ocazia asta. Doar vezi să ai semnal. Asta e ideea, să ai semnal bun. Și pe drum mai vorbești cu noi. Da. Mamă, și acum vezi că îl întâmpină aia cu la mulți ani cu tor. Stați, bă, puțin. Sunt la surpriză. Călare pe el. Mai stați puțin. Nu, lasă-mă, aruncă telefonul. Ți-am luat lui telefon nou. Alexandru, sunt mulți colegi acolo unde ajungi tu acum? 3 colegi. A trebuit să fie recunoscut. 3 colegi. 3, da, buni. O cifră corectă. Pe ce sunt specializați? Pe ce... ce lucrați? Suntem tehnicieni dentari. Da, o deci practic de... n-ai nevoie de premiu de azi. E, în premiu are oricine nevoie, crede-mă. Mai mult sau mai puțin. Da. Bine, hai să începem totuși. Am ajuns. Te vor ajuta colegii eventual, dacă nu sunt pregătiți la prima, care e simplă, la următoarele. Bine? Yeah. Hai, 6 secunde, te concentrezi, Alex, de ziua ta poți câștiga 800 de euro. Acum începem cu... 100 de euro. Mă, că ea săracii nu au apucat să se dumirească ce se întâmplă. Păi tocmai. Colegi. Alexandru? Da? Ne auzi bine, ai semnalul intact, e tot în ordine, da? Da. Prima întrebare de astăzi, 100 de euro. Câte consoane... sunt în cuvântul radio. Da. Și acum cât noi facem mișto, râdem, chestii de genul ăsta, tu îți organizezi colegii, da? Da, zile, băi, fiți atenți. Sunt la explici, radio. Explici, uite, asta, pac, pac, pac. Ia mă, hai mă, fă tu mișto. Am câștigat 100 de euro zi, și acum... Păi nu era vorba de vocale? A venit 100, Alexandru. A venit 100, că... Prima 100 a fost ușoară. A doua e ceva mai dificilă. Mă rog, da, na. Mai mult sau mai puțin? Crește gradual. Ai vorbit cu colegii? Sunt cu tine? Da. Bine, Alexandru, excelent. Adică după mine, la prima întrebare, trebuie să faci un minim efort ca să nu mergi consoanele. Rămâi cu... Stai, mă, că zicea ceva. Zi, mă! La a doua, răspunsul ar trebui să-ți vină natural, nu? Da. Și la a treia, firesc. Ce adonezi? De-abia la a patra să te gândești puțin. Alexandru, deci mergi la 200, vrei să dai pizza sau rămâi la bomboane la 100? Pizza oricum trebuie să dau astăzi, așa că trecem la a doua. Bravo, așa bine. Că ești nevoit, bravo. 200 de euro. Alexandru, ai fost în vacanță în Grecia? N-am fost. Păi, trebuie. Fii atent, acum te pregătești. Fă-ți bagajul, gata. Simplu. După ce ești de la serviciu, primul lucru. Asta e o de-aia de-a mea clasică. Să-mi spui, te rog frumos, Alexandru, cum se numește
Băutura alcoolică tradițională grecească, făcută din anason. Sau cu gust de anason. Uză? Deci, Luca, e real. Putem să explicăm, da? Pot să explic eu? Pot să... Da. Deci, dialogul, mai țineți mintea aia cu unde se află Buzău. Vulcanii noroioși și nu știa omul și i-a zis Luca, zi un Buzău, un județ. Acum situația este următoarea. Întrebarea era, care este țara de origine a băuturii alcoolice cu gust de anason denumită Uzo? Înaintea întrebării, răspunsul Luca. Fiind Grecia. Da, okay. Răspunsul fiind Grecia. Înainte de Luca. Și ai fost în vacanță în Grecia? Am zis că leșin. Așa că s-a schimbat rapid cum se cheamă. Da, v-a plăcut cum am dresul. Da, da, maica mea, aici e talentul meu. Cum se cheamă băutura care din Grecia, mă înțelegi, care va să zică? Alexandru la mulți ani. De asta. 200 de euro, uite că ai și bani de pizza. Mai facem bani și de sucat și pentru colegi. Facem, hai să vedem, de tine depinde, să știi, poți să mergi la 400. E simplu. Dublăm. Dublăm? Ai găsit ce spui, Luca? Vrei și mai întrebi. Da. Nu mai zic nimic. 400 de euro. Alexandru, pentru 400 de euro trebuie să ne spui care este capitala Lituaniei. Vilnius. Haide, mă. Vezi, de aici trebuia să începe altfel. Alexandru, ai fost în Lituania vreodată? Măi, sunt trei țări... Chiar la Vilnius, dacă am fost vreodată. Da, sau așa. Sunt trei țări baltice. Letonia, Lituania și cealaltă. Estonia, da, bravo. Și cealaltă. Care au niște capitale. Și Matei. Rigla? Rigla, da. Ești tare, mă, că oamenii de obicei le încurcă. Păi și a nimerit-o? Sau nu le știu deloc. Sau nu le știu deloc. Bravo, Alexandru, la mulți ani! Mamă, ce bun ești. Și spui la mulți ani de fiecare dată când dă răspunsul. Păi, dar ce are? De emoție. De emoție, da. Ai câștigat 400 de euro în dimineața asta la dublu sau nimic. Deci ai și suc. Mulțumesc. Are și bani de suc. Da, sigur. Auzi, Luca, ție-ți lucește nasul. Suc și bomboane deja. Da, acum... Îți lucește nasul roșu, dar te-ai brosat numai pe vârful nasului? Așa am eu, am particularitatea asta. Alex, acum trebuie să te gândești dacă ți-ai și un cadou. Parcă ești, cum îl cheamă, pe Renul cu nasul roșu? Rudolf. Da, da. Alexandru? Da. Vezi și tu. Eu zic că da. Cum îți faci socotelile? Prietene, e simplă. Vrei să te lăsăm să te gândești puțin alături de colegi? Da. Bine, gândește-te puțin, ai 5 minute la dispoziție ca să ne spui dacă mergi mai departe sau nu. Ține cont de tot ce ți-am spus aici, inclusiv ce ți-a spus Vlad mai devreme. Gândește-te, sfătuiește-te și ne întoarcem imediat. Alexandru, de ziua lui, a câștigat 400 de euro, dar poate pleca cu 800 dacă merge mai departe la ultima întrebare. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM.
Și ziua lui astăzi împlinește 26 de ani. Alexandru a răspuns corect la 3 întrebări. A câștigat deja 400 de euro. Ne va spune acum dacă merge spre 800. Alex, ești cu noi? Da. Te-ai gândit? Te-ai consultat cu colegii? M-am gândit și cu toată tentația, deși aș fi vrut să merg mai departe, o să renunț. No. Rămân aici. Ce greșeală! No. Ce colegi timizi! Cine te-a... Colegii mă împingea de la spate. Eu cu cine te-ai sfătuit? Ia zi-ne. Cum îi cheamă? Vrem niște nume. Ovidiu, Claudiu și Rita. Să trăiți! Salut, băieți! Salut! Rita e fată. Bun. Bună, Rita! Bună, Rita! Asta vă înseamnă. Bună! Rita, tu ce zici? Să meargă mai departe sau să se oprească? E decizia lui, mai ales că e ziua lui astăzi. Nu ocoli răspunsul. Să fie sănătos. Tu ce ai face? Aș merge mai departe. Așa, bravo. Uite, vezi. Și simți bine. Ce mai ai luat la mână? Îi luăm unul câte unul? Claudiu, tu ce zici? Să vedem unde... unde ajungem. Ia zic eu să mergem mai departe. Ia auzi. Na. Păi cum? Alexandru... Toți colegii vor să mergi mai departe, numai tu vrei să te oprești. Da, știu. Băi, da. Alexandru, e decizia ta, cum au spus, și mai e și ziua ta, nu vreau să facem niciun pocinog. Da, da, da. Nu, să dați seama că și eu mi-aș dori, dar zic că mai bine rămân. La cum ai mers până aici și la cum arată întrebarea numărul 4, eu zic că, pierzi 400 de euro. E posibil orice. Așadar, Alexandru, e decizia ta, hotărăște-te. Ce vrei să faci? Răspunsul... Hai să mergem mai departe. Este! 800 de euro. Băi, eu ți-am zis să... Hai, nu începe, nu începe, lasă-l, eu l-am încurajat. Nu e, nu e greu. Suntem live și pe Facebook? Suntem, suntem. Dacă hai răspunzi corect, ne trimiți și o fotografie cu Rita, da? Bineînțeles. Perfect. Cu tine nu, doar cu Rita. Cu tine, doar cu Rita. Rita Semărita. Da. Pentru cei care ne privesc în aceste momente pe Facebook, alături de mine, în dreapta mea, în stânga dumneavoastră, se află Adrian Tudor, producătorul acestui. De ce o zis râzând? Nu înțeleg. Ce, că a zâmbit, l-am surprins. Așa. Adi Tudor a folosit acum câteva săptămâni un cuvânt. Și el a generat această ultimă întrebare de astăzi. Adi. De la dublu sau nimic, ca să știți pe cine jurați, în caz că nu știe Alexandru răspunsul. Nu e adevărat, știe că e simplu. Nu este atât de greu cuvântul, adică te-a luat pe tine prin surprindere, dar e o întrebare de 800 de euro. Alexandru, concentrează-te să știi că nu e greu, nu-l luăm seama pe Luca. Nu, dar n-a spus nimeni că e greu, poate fi tricky, atât. Ce? Alexandru. Bine, hai. Ia liniște în platou. Să concentreze sărbătoritul. Alexandru? Da. Ești atent, da? Da. Trebuie să spui pentru 800 de euro. Atenție, dicție. Hai. Ce înseamnă vetust? Cu V. Vetust? Da. Cred. Nu cred nici eu. N-ai cum. Ce-ai făcut, mă, Luca, că folosești niște cuvinte vetust? Nu. Vetust. Ceva, spui despre ceva. Este... Învechit? A, da, sunt învechit. Domnule, învechit. Vezi, mă, nu e de vină. Uitați-vă bine. Vezi, mă, Rita. Eu ți-am spus că e posibil orice. Tu că, ha, ce, domne, e simplu. A, deci, pe cuvânt e că simplu că deci, știi că trăiești aici, în mediul ăsta academic, cu vetuși. Cu diverse. Alexandru, să știi că mie îmi pare foarte rău. Cum adică ție îți pare foarte rău? Tuturor ne pare rău. Mie. Eu mă simt vinovat că eu sunt ăsta, adresantul. Băi, știi ce o să facem? O să-ți trimitem un hanorac Europa FM. De ziua ta, da. De ziua ta. Premiul de consolare. Da. Ce să facem? Pe față scrie Europa FM. Și pe spate vetust. Pe spate... Alex, la mulți ani! Mulțumesc! Băi, petrecere frumoasă, ne pare rău. Asta e, lasă. Felicitări de ziua ta! Un hanorac frumos. Deșteptarea. Cu Vlad, George și Luca. La Europa FM.